Târgurile de miei de domeniul trecutului. Dacă în anii trecuți carnea de miel putea fi cumpărată de la oamenii din sate proaspătă și pregătită pe loc, anul acesta, în preajma sărbătorilor pascale, carnea specifică acestei sărbători poate fi achiziționată doar din hipermarketuri la un preț ridicat. În acest an, sacrificarea mieilor este permisă doar în spațiile amenajate și autorizate temporar de către autoritățile locale sau fermieri în baza unei autorizații pentru funcționarea temporară de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor, comparativ cu anii trecuți când fiecare mehedințean putea sacrifica ovinele chiar și în propria gospodărie. Crescătorii de ovine nu mai pot să comercializeze miei sacrificați în piețe și târguri. Ce părere aveți? Eu am o părere foarte proastă pentru că este asta, pentru că nu mai încurajează săranul să mai crească oi, capre, na, cei la noi în zona aici. Deci eu nu sunt de acord cu părerea asta. Cred că în condițiile actuale nu e o măsură deloc bună. Era bine de mult să li se să creeze oierilor activități de a desfășura activitatea lor de tăierea meilor în ziua de sau înainte de Paști putea să fie abatoare speciale create pentru ei. Deci, guvernul putea să ia măsuri și pentru acești oameni care sunt destul de năpăsuiți de soartă, că își petrec viața în munți și totuși când vezi, faci o călătorie în munți și vezi o stără de oi, E foarte frumos să ai un loc cu cine să vorbești, să-ți dea o indicație, poate și o masă și ar fi bine să facem de așa natură să nu dispară o iritul din țară, că aduce multe În Părerea nu prea e bună, că noi nu avem abatoare aici. Ce facem? Sacrificăm și în gospodărie, mai oprim și de rudă, atât. Cu la abatoare nu avem unii. Să mă duc de aici până la Severin sau până la Broșteni. Locuitorii județului Mehedin sunt foarte dezamăgiți pentru că nu mai pot vinde carnea de miel în locurile special amenajate, dar din păcate autoritățile nu s-au gândit să le creeze abatoare speciale unde să își poată comercializa carnea. Această tradiție de Paști poate fi dată uitării de către mehedințeni.